dacă v-ați întrebat vreodată de ce o vacanță în Turcia ar putea să vă îndeplinească orice dorință, atunci noi vă oferim în această ediție măcar o parte dintre argumentele care vă vor convinge că Antalya este o destinație de vacanță cu servicii exclusiviste, plaje superbe, gastronomie savuroasă și ospitalitate cum doar în Turcia puteți întâlni. Sunt ținuturile în care muntele și marea își dau întâlnire. Însă Antalya este unul dintre acele locuri binecuvântate de natură, fiind scăldată de Marea Mediterană la umbra bătrânilor munți Taurus. Potrivit statisticilor, orașul se află pe locul 5, în topul celor mai vizitate locuri din lume, depășind chiar și orașul Istanbul la acest capitol. Combinând istoria și cultura, Antalya este pe drept numită capitala turismului din Turcia. Orașul a fost transformat într-un centru cultural și turistic datorită hotelurilor tematice din zonă, centrului vechi, rustic al orașului în care clădirile istorice sunt protejate, dar și datorită vestigiilor arhitecturale în stil bizantin și roman. Antalya deține cele mai multe hoteluri de 5 stele dintre toate orașele Mediteranei. Este considerată perla litoralului turcesc datorită condițiilor excelente de cazare și a numeroaselor oportunități de petrecere a timpului liber. Superlativul își pierde orice limită odată ce ajungeți aici. Zona cucerește, an după an, premiul Golden Apple pentru servicii turistice. Orice turist se poate bucura de un sejur de 5 stele cu toate taxele incluse în prețul sejurului, cu servicii all-inclusiv și cu acces la aproape toate facilitățile unui resort de 5 stele. Călătorii de poveste vă prezintă în această ediție cele mai frumoase locații de cazare de pe întreg teritoriul Antaliei, odată cu cele mai interesante modalități de divertisment și obiective turistice de vizitat. Între primele resorturi vizitate căruia am avut ocazia să-i testăm serviciile în cele două zile petrecute aici, a fost Gural Premier din stațiunea Tekirova. Dacă alegeți acest resort pentru vacanța voastră, vă veți simți tratați cu adevărat regește, pentru că este visul de vacanță al oricărei familii sau oricărui cuplu. Hotelul este construit pe o suprafață de 200.000 de metri pătrați într-un stil arhitectural. Stat între păduri de pini și deține cel mai înalt nivel de confort la 5 stele. Aquaparkul pentru copii este de-a dreptul fascinant.
cei mici se pot pregăti să intre în lumea piraților, în timp ce se află în căutarea comorilor pierdute, pentru că la Adventure Pool pot fi capitani ai piraților. Aquaparcul tematic deține topogane cu apă de tip kamikaze, rafting, gaura neagră sau multislide, destinate atât celor mici cât și celor mari care se simt copii. Atât adulții cât și copiii cu vârste cuprinse între 0 și 17 ani nu vor duce lipsă de nimic în acest resort. Copiii în vârstă de peste 4 ani învață în timp ce se distrează și se distrează în timp ce învață pe tot parcursul zilei. Sub supravegherea echipei de la resort, activitățile tematice și programul de sănătate pentru copii sunt de asemenea luate în considerare. O structură care combină educația și divertismentul. Și dacă ați scăpat de grija membrilor mai tineri ai familiei, atunci odată cu plimbările lungi printre păduri de pini și vegetație luxuriantă, flori exotice de o frumusețe deosebită și grădini unde verdele se întinde pe o suprafață considerabilă, într-o zi toridă de vară nu vă puteți lipsi de băuturile răcoritoare tradiționale. Restaurantele, terasele și barurile de la Gyural Premier vă așteaptă să le treceți pragul. Și dacă tot v-ați răcorit în mare, cu siguranță vi se va face foame. Bufetul pregătit cu atenție de cei mai buni șefi va face cu ochiul chiar și celor mai pretențioși gurmanți. Atât la prânz cât și la cină veți savura arome delicioase din bucătăria turcească și internațională, atent selecționate pentru toate gusturile. Deserturile sunt o minunăție care, cel puțin pentru o zi, vă vor face să renunțați la siluetă. Escapada culinară turcească nu deține limite pentru papilele gustative. Și pentru că am gustat câte puțin din toate minunățiile de la Gyural Premier, cina delicioasă a fost înlocuită spre seară de spectacole tematice. Dacă vă cazați aici, nu vă veți plictisi, pentru că echipele de actori, animatori, soliști și dansatori de la Gyural Premier vor colora atât serile celor mici cât și celor mari. Spectacolele de seară fac deliciul oaspeților. Grupul nostru a fost acompaniat nu doar de muzică, dar și de multă bună dispoziție, urmată de muzică tradițională turcească live. Distracția s-a încheiat în zori. Prima aventură din însorita Antalya, aventură care continuă cu locuri de vis și destinații interesante. Următoarele zile au continuat cu vizite la cele mai frumoase resorturi din Antalya. Am călătorit de la un hotel la celălalt și odată cu aceste vizite nu am ratat nicio parte dintre obiectivele pe care vă recomandăm să nu le lăsați în urmă odată ajunși în Turcia. Cea de-a treia zi a debutat cu o vizită care pentru noi a fost mai mult decât o simplă experiență.
Marden Palace din Antalya marchează o întoarcere la luxul suprem. Construcția aduce parcă un omagiu eleganței unui trecut feeric. Lumea de aici venerează parcă imperiile regale, acolo unde ceea ce înseamnă lux și modernitate nu deține limite. Palace recrează arhitectura somptuoasă a perioadelor otomane din antichitate, combinate cu pasiune pentru servicii de calitate prin excelență. Resortul este situat în regiunea Lara și dispune, nici mai mult, nici mai puțin, de peste 540 de camere unice și apartamente. Prețiosul resort deține însă elemente unice. Rămânem fascinați de Marden Palace, un singur click și imortalizăm momentul într-o fotografie de grup. Apoi ne luăm rămas bun și ne deplasăm către masa de prânz, dar și pentru a vizita un alt resort deosebit, preferat și frecventat de români în sezon. Amenajat într-o clădire în formă de navă de croazieră, Titanic Beach Resort este situat pe malul mării și dispune de 4 restaurante. Complexul deține o zonă mare de piscine în aer liber și topogane cu apă cu o suprafață de peste 5.000 de metri pătrați. Hotelul Titanic Beach se află în Lara, perla coastelor mediteraneene și oferă oaspeților săi opțiuni de confort diverse, arome speciale și divertisment de excepție. În vizita noastră l-am cunoscut și pe Hans, unul dintre cele mai colorate personaje de la Titanic Resort din Lara. Doar că Hans era cam obosit și nu prea a vrut să stea de vorbă cu noi în timpul întâlnirii. Hotelul se află la mai puțin de 13 km de aeroportul din Antalya și la 15 km distanță de Expo 2016 Antalya, spre care ne-am îndreptat și noi la plecarea de la Titanic Resort. Expo Antalya 2016 este o expoziție internațională cu tradiție în Turcia. Evenimentul își propune să reînvie o conștiință colectivă. Deschisă oficial pe 22 aprilie 2016, expoziția va rămâne deschisă publicului 191 de zile până la 30 octombrie. Motoul Expo 2016 este o lume verde pentru generația următoare. Spațiul expozițional este unul... Zi a debutat cu vizitarea unui excelent resort din stațiunea Belek, Cornelia Diamond Golf Resort and Spa. Arhitectura resortului excelează într-un decor mediteranean uimitor, unde verdele crud și albastrul sunt într-o armonie perfectă. Veți iubi opțiunile de cazare de la Cornelia Diamond, vilele primitoare oferă o varietate de opțiuni, de la luxul privat la facilitățile perfecte pentru petreceri în familie. Camerele sunt elegante, amenajate într-un amestec de stiluri, iar culorile mobilierului oferă acestui resort o eleganță aparte, oferită prin combinațiile de albastru și culori pastel.
Unele camere au acces privat la grădini sau piscine. We have, since our beginning, one motto: happy guests. Very simple, but on the other side, it's very difficult to make your guests happy. To make your guests happy, you need to work hard, you need to invest, you need to spend money for your guests, and you need to make your staff happy as well. So when you go to our hotel, anywhere in the hotel, if you ask somebody, our staff, they will say at least 5 years they are working for Cornelia because they are happy. When our guests happy, when our staff happy, all the things becomes easier for us. And also with all the good quality, best quality services, best quality products which we are serving, it makes us different than the other resorts. Diamond se află chiar vis-a-vis de frumoasa plajă Ischele Mevki și oferă facilități deosebite, un parc acvatic și 8 piscine. Mai și iunie sunt perfecte pentru un sejur petrecut la Cornelia Diamond, pentru că soarele nu este foarte puternic, iar briza răcoroasă alături de zilele petrecute între prieteni vă vor relaxa și vor crea pentru voi vacanța perfectă. Gazdele s-au gândit la tot ce înseamnă confort, așa că plaja de la Cornelia Diamond deține pe lângă toate facilitățile de divertisment sau relaxare și un pachet privat de sporturi nautice. Fie că alegeți să vă petreceți vacanța la Cornelia Diamond Resort într-una dintre cele peste 400 de camere standard, fie că alegeți o cameră cu grădină cu vedere la piscină sau o vilă cu vedere la mare, gazdele vă asigură confort maxim și servicii excepționale, iar cele 8 restaurante à la carte și cele 11 baruri vă oferă o adevărată experiență culinară la cele mai înalte standarde. Cea zi în Antalya a pornit cu soarele sus pe cer și cu dorința noastră de a profita din plin de ultimele două zile pline de voie bună de pe litoralul turcesc. Mai avem resorturi deosebite de vizitat și obiective turistice de poveste. În materie de servicii, excelență și bun gust, le-am descoperit pe toate. Ne-a surprins însă primul resort vizitat astăzi, când credeam că am văzut tot ce se putea vedea în materie de servicii turistice.
E rândul celor mici să se simtă bine în vacanță, pentru că la Paloma Grida Village and Spa copiii sunt în centrul atenției, nu părinții. Paloma Grida Resort and Spa este situat la 35 de kilometri de aeroportul din Antalya și la doar 700 de metri distanță de centrul stațiunii Belek. Complexul este ideal pentru familii, dar și pentru cupluri, iar arhitectura din incintă te face pentru moment să crezi că te afli într-un mic orășel, nici de cum într-un hotel. Complexul oferă 459 de camere cu vedere la mare, duplexuri, dar și lake villas. Paloma Grida Resort and Spa are camere spațioase, cu balcon privat și vedere la grădinile luxuriante ale complexului sau la mare. Fiecare cameră are mini bar și televiziune prin satelit. Hotelul este o oază de liniște, iar amestecul de plante exotice și aleile înguste, pline de flori, vă vor relaxa. As you may see behind us, it is not like a main building, it is set like a village style. When you walk around the hotel, when you walk around the blocks, rooms, you will not feel like you are in a hotel, you will definitely feel like you are in a village. So this is our Agora Street, where you have shops, cafes, daytime, and in the evening there are live music, street musicians, so you feel like you're in the street, you're in the city. Our lake villas are designed particularly very special that the families within the room, they don't have to go out for pools. When they wake up in the morning 6 o'clock, they can directly enter from their balconies directly into the pool. So it makes it very special. Paloma Grida deține un concept special creat pentru copii. Este de altfel singurul resort din Belek specializat pe asistența permanentă a celor mici în incinta resortului, cu diverse tipuri de activități numai pentru ei. Mini-clubul este unul dintre cele mai complexe de pe întreg teritoriul Antaliei. Întins pe aproximativ 1000 de metri pătrați, acesta deține facilități diverse pentru copii cu vârste cuprinse între 0 și 12 ani, dar are și un club pentru adolescenți. Cu activități atât distractive cât și educative, copiii sunt inițiați atât în artele creative sau în meseriile tradiționale, cât și în povestiri și lecții de gătit. Anul 2016 a adus acestui hotel cu sprijinul unui management de calitate și un concept nou, Kids Chef, adică mâncăruri sănătoase preparate special pentru ei. Mini-clubul este singurul de pe teritoriul Turciei care deține o sală de fitness pentru copii cu aparatură sportivă special concepută pentru ei. Continuat apoi plimbarea printre străduțele colorate ale frumosului hotel din Belek, între parcuri acvatice pentru copii, jucării, topogane, piscine cristaline, broscuțe testoase care stau întinse la soare alături de turiști și băuturi răcoritoare naturale. Paloma Grida Village and Spa ne-a convins. Așa că nu ne mai rămâne decât să vă invităm să-i dați un check-in. Vă garantăm că merită pentru o vacanță de vis.
pentru toamnă sau, de ce nu, chiar pentru vara asta. We are most welcome. You will be served with Turkish hospitality. You will be served with congenial, warm, the service from the heart. You will taste the Turkish privilege. So you are all most welcome to Paloma Grida. We'll be expecting you. Ultimele două zile din Antalya ne-au surprins la un alt resort cu adevărat de poveste. Ne-am mutat în stațiunea Side, pe malul Mării Mediterane. Alibei Resort este situat la 70 de kilometri de aeroportul din Antalya. Construit în 2010 cu o suprafață totală de 120.000 de metri pătrați, resortul este alcătuit din 7 corpuri de 3 etaje și dispune de peste 200 de camere standard de lux. Alibei deține un aquapark delicios și grădini luxuriante unde ne-am distrat pe cinste. Alibei Resort în spate în timpul după-amiezii, pentru că stațiunea Side ne chema ca un magnet să-i descoperim secretele antice, așa că am parcurs drumul până în Side de aproape 30 de minute pe jos, direct pe plajă. Peisajul stâncos, vremea răcoroasă și marea care a creat imagini de poveste cu cerul puțin înnorat ne-au făcut să nu ne plictisim. Am petrecut ceva timp printre ruinele vechiului oraș. Am admirat amfiteatrul uriaș care putea adăposti 15-20 de mii de oameni și zidurile vechiului orășel care s-au păstrat într-o formă perfectă. Side amestecă perfect anticul cu modernul, vechiul cu noul. Parcurgem drumul străjuit de ziduri și ajungem printre străduțe înguste, multicolore, unde este imposibil să nu fii opriți de cel puțin câțiva localnici care încearcă să negocieze cu tine un preț cât de mic pentru a-ți achiziționa ceva de aici. Veți găsi de toate, de la delicii turcești, la îmbrăcăminte, încălțăminte, suveniruri, lămpi tradiționale lucrate manual, bijuterii și tot soiul de amintiri. Nu puteți trece ușor peste forfota orășelului, peste ospitalitatea turcească și peste invitațiile oamenilor. Lăsăm pentru câteva ore forfota orașului deoparte și ne îndreptăm spre debarcaderul situat la câțiva kilometri de Side, de unde corăbii turistice din lemn pleacă frecvent cu grupuri de turiști pe râul Manavgat până spre mare, în plimbări de câteva zeci de minute. Alăturăm grupului nostru și ne îmbarcăm spre o altă aventură cu peisaje din Side. De-a lungul râului Manavgat am surprins peisaje superbe timp de aproximativ o oră cât a durat plimbarea. Din loc în loc am admirat alte corăbii construite în totalitate din lemn sau din fier, ale altor pirați și ne-am lăsat purtați de ritmurile tradiționale ale muzicii turcești de la bordul vasului Blackberry. Cu joc și voie bună s-a încheiat aventura noastră pe râul Manavgat, iar ultimele ore din Antalya ne prind într-unul dintre cele mai potrivite locuri pentru a surprinde apusul soarelui, care își face simțită prezența la orizont. Imaginea pe care o zăriți după ce vedeți teatrul antic și înaintați pe faleza care vă duce în port este cea a templului roman al lui Apollo. În trecut, templul era format din 66 de coloane,
Astăzi, doar 5 coloane au rămas în picioare. Side este un orășel cunoscut nu numai pentru calitatea conservării monumentelor arheologice, dar și pentru frumusețea și bogăția acestora. Apusul soarelui din Side ne amintește că sunt ultimele ore petrecute în Antalya. Ar mai fi enorm de multe de spus despre Side, despre restaurantele amplasate fix pe malul mării, despre străduțele de poveste și despre arta negocierii din Turcia, despre oamenii incredibili de ospitalieri din Antalya, despre gastronomia turcească, despre resorturi care se aseamănă cu multe castele desprinse din poveștile cuzâne și despre turismul de aici. Vă lăsăm însă pe voi să mai vizionați odată această călătorie și să vă alegeți vacanța perfectă, acolo unde visele devin realități de vacanță all-inclusiv. Până data viitoare, nu putem decât să vă îndemnăm să fiți călători de poveste alături de noi. Pe curând!